că era un parc frumos. Și m-am așezat pe bancă și acolo am și noptat. Mi-am dat seama că nu sunt singurul care dormea în parcul ăla. Mai erau și alți homeless. Deci cam asta mâncam ziua. Un bărbat cu două soții și 16 copii a devenit un fel de stat în stat în era pandemiei. Într-o casă ascunsă între dealuri, departe de tot ce înseamnă reguli și le sociale, George Chirilă și-a făcut propria sa lume, liberă și independentă, pe care doar el poate să o înțeleagă. Ieșanul, cunoscut drept singurul bărbat din România căsătorit cu două surori, își produce singur suficientă mâncare pentru toată familia. Spune că n-are nevoie să fie înregimentat în sistemul de stat, ci vrea să trăiască precum un om cu adevărat liber. Trăim pe fugă, mâncăm pe fugă, iubim pe fugă. Ne simțim de parcă am urcat cu toții într-un montan rus, care accelerează de la o zi la alta și din care simțim că nu mai putem coborî. Suntem sufocați de boală, de stres, de crize de tot felul. E lumea noastră, a celor mulți, din care el a ales să fugă. M-am pus în locul vostru. Sunteți ferit aici? Sunteți mai în siguranță? Da, e mult mai ferit, da. E mult între... Deci când vorbim de distanțare socială și de asta, deja e un caz rezolvat la mine. Deci eu am încercat să mă pun în cazul multora dintre voi. Mă strânge în spate, credeți-mă, mă strânge în spate. Mai bine am tăiat capra în două deodată și mi-a fost mult mai simplu. Mă spune, ce curaj ai avut? Vă trebuie mult mai curaj să tărăgănați, să târâți viața în felul ăsta zi de zi. Eu am tăiat o dată capra în două, să vorba expresia românească, înțelegi ce vreau să spun? Da, am tăiat da. Capra în două și cu asta s-a clarificat toate lucrurile pentru mine. Dintr-o dată am trecut de partea unde e cea mai simplu. Am lăsat țarcurile și am venit la Slobozeni. Țarcuri de beton. Țarcuri peste țarcuri, peste țarcuri, exact. Îngrădiri, îngrădiri, nici n-aș putea să respir aerul de lipsă de libertate. El e George Chirilă, cunoscut drept bărbatul cu două neveste și 16 copii. Îl găsim la marginea unui sătuc din județul Iași, unde și-a făcut propria lume, departe de oameni și de tot ce înseamnă sistem social. Ne puteți spune câți copii aveți cu Nicoleta, câți cu Mariana, vârstele lor? Da, dar durează mult să ajeasă. Cel mai mare are 23, cel mai mare are 23 de ani, cel mai mic l-am înțărcat acum. Deci a făcut 2 ani acum câteva zile. Să vă trăiască. Da, cel mai mic. Mariana mi-a dăruit 10 copii, Nicoleta mi-a dăruit 6 copii. Eu am fost crescut într-o cultură patriarhal tribală, deci pentru tribul meu, pentru casa mea. Copiii mei cresc într-un suflu universal, deci ei vor dărui ceea ce au, orice cui. Viața lor e altfel decât a noastră. E un fel de stat în stat, în care nu intră și din care nu iese nimeni. Ne spune că nici nu mai ține minte când i-a bătut în poartă un străin, dar e gata să ne arate lumea lui tribală, bine ascunsă aici, între dealurile Iașului. Medic, profesor și preot pentru toată familia, bărbatul este cel responsabil cu orânduirea treburilor din gospodărie, dar și cu hrana de toate zilele, a partenerelor de viață și a copiilor lor. Viața a avut valoare pentru mine abia când mi-am luat-o în propriile mâini. Și am dispus eu de mine însumi. Abia atunci a avut valoare. Cât timp au dispus alții de mine, nu am văzut prea mare bucurie și însemnătate pentru viață. În clipa când eu mi-am venit în fire, mi-am înțeles menirea mea pe pământ, vocația, mi-am înțeles locul în care eu aș putea sluji mai bine pe seminii mei, de-abia acolo a început viața să aibă valoare pentru mine. Și de atunci fiecare clip o simt. Și de 25 de ani, viața lui e altfel, împărțită în mod egal la cele două soții surori, Mariana și Nicoleta. Nu face nicio diferență între ele și pe amândouă le iubește la fel încă din ziua în care le-a cunoscut. Eram la facultate și veneam acasă, în zona Bărăganului undeva, să iau pământul de la strămoșii mei. Nu mai era nimic acolo în sat. Și atunci a trebuit să trag la cineva. Și am tras, așa s-a întâmplat, așa a fost viața, că undeva viața se clăuzește, la bunicul lor, la bunicul soților mele. Și în vară au venit în vacanță fetele. M-am îndrăgostit de Nicoleta. Dragostea, îndrăgostea l-a dus în dragoste, deci eu pot să fac diferența între ele, între norea și aburea care sunt la început și apoi acel sentiment profund și când ești gata să substitui orice din tine pentru, nu pentru viața celuilalt, pentru puțin mai bine lui celuilalt. Deci când am ajuns la starea asta,
care citeam despre ea, sau auzeam, dar eu o viețuiam în clipile acelea, am știut că eu acum de la îndrăgostea l-am trecut la iubire pentru Nicoleta. E posibil să iubești două femei? Vă spun, da. Din cazul meu, vă spun, da. Deci acel lucru care a fost, n-a fost niciodată până la Nicoleta, la câțiva ani, mi s-a întâmplat față de Mariana. Mariana, care până atunci aveam o relaționare bazată pe un respect și apreciere profundă. Dar Mariana este sora? Sora lui Nicoleta, mai mare decât dânsa. Până atunci era chiar și sora mea. Deci era, mă uitam la dânsa ca la sora mea. Dar în momentul în care v-ați îndrăgostit și de sora ei, vă era frică sau aveați gânduri, măi, păcătuiesc, fac ceva? Nici o secundă n-am avut. Nici o secundă. Asta. Pentru că acel curent în care am fost prins, acea trăire a iubirii, viețuirea, nu ți-aduce frică, nu ți-aduce îndoială, nu ți-aduce nimic. Dar ele s-au supărat una pe alta sau erau geloase? Ele au avut o relație bună ca surior și înainte, foarte bună. Asta a fost o încercare pentru ele, pentru că sufletul femeii, eu ca bărbat spun că nu-l cunoaște. George Chirilă spune că nimeni nu are dreptul să-l judece pentru faptul că ține două neveste. Eu nici prin sărut n-am cunoscut o altă femeie. Deci este afirmația care eu spun. Sunt singurele femei din viața dumneavoastră? Absolut, deci nici prin sărut. Din toate timpurile? Toate timpurile, absolut. În casă, femeile își împart sarcinile și fiecare știe ce are de făcut. La fel și cei 16 copii, care seara se reunesc în jurul mesei. Aici ești tu, da? Eu sunt. Și aici cine e? Ia, aici cine e? Mama cu tati. Mami cu tati. Da. Aici? Mira. Ia spune, aici poți să-i spui pe toți? De pe Toni. Hai, ia spune. Asta este Clara, asta și Diana. Diana, asta tu, asta Bebe, ai, Mira. Mira. Asta Dominica. Anca. Asta cine? Eu nu văd. Acolo nu se vede bine, e Pavel. Pavel. Asta Fonica. Asta în cuții. În cuții, așa. Asta... Ioan. Diana, ai spus-o pe Diana. Mălina, da. Mama, Lili, Tati. Gheorghe. Petru. Pe tati îl iubești? Da. Și pe mami o iubești? Da. Cât de mult îi iubești? Foarte mult. Copiii sunt extrem de retrași și cu greu acceptă să apară în fața camerei de filmat. Au crescut departe de sistem și lume modernă, într-un univers total autonom și independent, ca într-o altă Românie în miniatură. Domnica are 19 ani, dar nu e ca tinerii de vârsta ei. E timidă și retrasă și stâlp în ajutorul tatălui. Cât e ziua de lungă, e fie cu oile pe miriște, fie robotește la stupii de albine. Astăzi am stat cu oile și apoi pe acasă, un pic cu curății. E greu pentru o fată să stea cu oile, să aibă grijă de ele? Cum ai grijă de ele? Nu e greu. Te paști, te plimbi pe pașuni. Și totuși, oricât de tare s-ar strădui tatăl să-și țină copiii departe de tentația rețelelor de socializare, n-a reușit. Atât Domnica, cât și sora ei, Irina, și-au făcut conturi online, acolo unde încarcă poze din lumea lor altfel. Domnica nu pare să fie chiar străină de viața pe care tinerii de vârsta ei o duc la oraș, dar în același timp e convinsă că aici, în lumea ei, e mai bine. Te-ai distrat vreodată, așa cum înțelege lumea că trebuie să te distrezi? Nu m-am distrat așa. Înseamnă că doar nu este o nevoie, ci este o moftă a lumii. Ce fac care să facă plăcere? Lucru în singurătate. Foarte interesant. Ce înseamnă lucrul în singurătate? Să fiu eu cu mine, atâta. Tu stai departe de distracție, înțeleg. Da. Bun, și lucrul acesta în singurătatea pe tine cum te ajută? Ce faci tu când ești singură? La ce te gândești? Foarte multe. De exemplu. Dăm un exemplu. Ce te-ai gândit ultima oară când ai făcut lucrul în singurătate? La viitorul meu, viitorul omenirii. Unde mergem așa în viitor? La cum arătăm noi acum? Spre dezastru, spre nihilare. De ce crezi asta? Păi la cât este în lumea asta și cu virusul ăsta și... Am dat. Oamenii nu se întorc, prea puțin se întorc spre natură și spre lucrul ăsta. Dar tu crezi că ne face rău virusul sau ne facem noi rău? De noi ne facem singur rău. Cum ne facem rău? Prin alegerile care le luăm. Și viitorul tău unde îl vezi? Eu într-o gospodărie. Într-o gospodărie. O să vrei să ai și tu copiii tăi, soțul tău? Sigur că da.
ți-ar aduce bucurie copiii? Da. Și a crescut copiii liber, mai liber decât ne-am putea închipui. I-a învățat să răzbată singuri, să-și facă propriul univers în deplină armonie cu natura și să nu depindă de sistem, așa cum se întâmplă cu cei crescuți în junglele urbane. Ochii în pământ, neatenți la nimic, păsări n-aud cum cântă, apă când curge nu aud, chiar dacă se duc în mijlocul naturii, se duc, stau undeva la o margine, începe să fac un grătar, e lipictisit, deci în realități, pe mine mă întristează lucrurile astea. Când îi văd, el s-a dus la natură, dar era 3-4 metri de pădure. Nu intră în pădure, că îi speria deja că acolo e paiaj, nu te înțeapă, acolo e căpușa, tu e așa, acolo, înțelegi? O viață plină de frici. Nu-i cum să te mai împlinești în felul ăsta, când ți-a peste tot garduri, îngrădiri, frici. Cu ochii în telefon, copiii uită să mai privească spre cer, iar aceasta este una dintre marile drame ale secolului în care trăim, crede bărbatul. Eu le prezentam pomii, varietatea asta mare de pom care ați văzut-o, care-i prun, care-i măr, care-i păr, care-i... le-am arătat harbuș, de unde provin fructele. Și un copil foarte inteligent mă întreabă așa, și copacul de pâine, care este? Ceilalți au râs, au râs și din adus din el. Eu nu pot permite trătarea de un copil, am vrut să văd ce este, m-am apropiat de el și am aflat în timp. El făcea cumpărături pentru familie. Cumpăra jos la magazin și cumpăra roșii. Erau vreo două sortimente. Mere. Și era mere roșii, mere galbene, harbuș. Era verde și era vărgat. Și atunci a văzut și pâinea. Rotundă, albă. El a crezut că pâinea vine dintr-un copac. Nimeni nu l-a luat pe el să vadă grâul, să vadă trăierul, să vadă măcinașul când s-a luat curentul. Au avut și posibilitatea să uite pe geam să vadă stelele. Și își trimiteau mesaje unii la alții cu formațiuni de extraterestri, să uite pe geam, că formațiuni de extraterestri, naveti extraterestri, atacă Pământul. Nu concepe ca cineva din afară să le schimbe percepția despre lume și viață și ne spune că toți cei 16 copii ai săi aparțin nației române și nu statului care îi vrea înregimentați. Copiii au fost toți născuți acasă. N-au avut certificat de naștere, deci de fi născuți acasă. Iar eu nu am fost prea de acord ca să-i dau. Am scris copiii, am spus. Copiii aceștia i-am făcut și cresc și aparțin nației române, nu statului român. A fost întrebat care ar fi diferența între nație și stat. Am punctat-o exact, așa cum știu și cum înțeleg. Care este? Păi dacă trupul este nația, cancerul care crește pe trupul nației se numește stat. El își dezvoltă propriile lui celule, din forța și din puterea noastră, cu nimic de folos nouă. Și se hrănește din trup. Da. Nu ne folos nimic. Celulele astea care se dezvoltă aberant, știi? Și am spus, acest copii aparțin de drept și de fapt nației române, pentru că am mâncat mămăliguță de Moldova și sunt de genetic de Vlad. Deci aparțin nației române, dar nu i-am făcut nimic pentru statul român. Deci asta a fost lucrul. Și totuși am fost forțat să facem acte la copii. Și am întrebat și eu, la sfârșit, după acest efort 6 ani, ce au copiii mei mai mult azi, când au fost cetățeni români, decât ieri care nu erau cetățeni români? Și ce au mai mult? Drepturi mai multe, poate? Asigurări sociale. Eu sunt eu în roată, cu piciorul pe mână, nu teorii. Am spus ce au datorii. Deci în clipa când au devenit cetățeni români, au devenit datori. După 3 decenii de muncă, George Chirila a reușit să-și construiască mica lui societate în așa fel încât să se autosustină și a înconjurat casa cu pomi și a construit o adevărată cetate a stupilor. Așa se face că omul nu are nevoie să cumpere absolut nimic de la piață și reușește să-și hrănească strict din resursele proprii cele 18 guri ale familiei sale. Ăștia cresc tot în libertate la noi. Deci asta este freza, că în livadă. Oamenii nu mai găsești, ei zici că azi a plouat, când a plouat, ăștia, uite ce mi-a făcut în livadă, nu vezi un băruian în livadă aici, ne? Și au fost și încărcate cu... Foarte curat, foarte frumos. E o hrană bună, sănătoasă, știi? Și asta e interesant, că lucrez cu 2 oameni. Fica mică, de 10 ani, și cea mare, de 18 ani. Doi lucrăm 520, la sensul că îi facem foarte eficient. Pentru că am înțeles viața lor și economia lor. Înțelegi? Atunci, ăștia n-au nevoie să fie adăpoați, n-au nevoie să fie răniți, n-au nevoie să fie nimic. Trebuie să fie protejați un pic de chimizare. Deci asta e menirea stuparului. Așezați în locuri bune sau create locuri bune prin supraînsămânțări de plante emerifere și ia-ți dă plusul. E așa e structurată la natură, să adorni în plus decât îi trebuie. Și tu dacă te mulțumești cu plusul care este, e bine și pentru el, e bine și pentru tine. Și ai redus totul la simplitate. N-ai nevoie de locuitori de polen, n-ai nevoie de siropuri, n-ai nevoie de turti, n-ai nevoie... Ai toate cheltuielile și nebunia, ai scurtat-o. Datorită albinelor pe care le iubește ca pe ochii din cap, George Chirila a izbutit să-și pună copiii pe picioare și să le asigure un venit constant lunar și chiar mai mult de atât. Eu, fetii cele mari, i-am cumpărat acum o proprietate. E vorba destul de mare, 60.000 de euro. E un neas. Frumusețe, deci 4 hectare de luște apă, deci e ceva valoros. Trebuie să dăm în fiecare an 20.000 de euro. Și eu le-am spus, dacă voi două veți sta lângă mine anul ăsta,
nu la morcov, nu la grădină, că acolo nu putem scoate 20 de mii de euro. Deci așa. Eu vă dovedesc în trei oameni, nu plecând de la nimic, plecând de la 520 sub care îi pun înapoi. Deci noi vindem, deci ăștia îi vom avea la sfârșitul înapoi. Eu vă arăt că vom scoate 20 de mii de euro. Și în timpul ăsta n-am distrus natura, ci am sprijinit natura. Eu urăsc concernul ăsta că ne-au otrăvit cu băuturile astea care sunt în țară. Asta e ceva nesănătos complet. Și vreau să fac o băutură sub un euro litru. Bună, sănătoasă pentru oameni. Și am făcut vreo 4, care le pot ajunge 4-5 lei. Adică? Niște siropuri concentrate din soc, din trandafir, din flora spontană, cimbrișor, urechea porcului și alte lucruri. Și dintr-o litru din acesta faci 8-9 litri de băutură. Da? Eu îl dau cu 2 lei 50, 25 de lei litru. Omul face din el 10, vă își pune și apa minerală, am pus o șoaie, s-o cumpri cu un leu, știi? Și atunci el scoate o băutură adevărată, sănătoasă, exact după principiul dacic. Hrana voastră vă fie și alimente, medicamente și medicamente să vă fie hrana. În rețeta sa pentru viață, omul pune toate ingredientele, artă, matematică și cunoștințele sale despre natură pe care le-a învățat în pelerinaje singuratice prin pădurile țării. De acele legi matematice, sunt legi matematice, eu le-am aplicat în viață. Și atunci tu mă întâmpin cu negativ și eu am ceva de împărțit cu tine. Atunci eu voi ieși în fața ta cu ceva negativ de foarte mică valoare. Caut tu ceva de foarte mică valoare negativ, care să poți fi controlat. Știi? Auziți, dar ce valori matematice are acest cer frumos? Asta spre infinit merge. Asta merge spre infinit. Pentru că tu când te... Asta este apus. Am să-ți dau niște povesti, o poezie scrisă de mine la un asfințit de soare. La un asfințit de soare am înțeles mult mai multe despre viață decât la răsărit. Până la 20 de ani era un om normal, așa cum îl vrea societatea, integrat în sistem, urmând calea bătătorită ca noi toți, până într-o zi, când a decis să se retragă în munți și să trăiască precum un pustnic. Vreme de 2 ani s-a rupt de lume și a trăit în pădurile Ceahlăului. Acolo avea să renască, spune el. Am zis să opresc școala, oprit în anul 3 de medicină veterinară. Am zis, eu știu destul de ce ține de creșterea animalelor care mă voi ocupa toată viața. Știam ce am să fac în viață. Dar acum vreau să-mi dedic 2 ani mie, de flăcărit, flăcău, ca să intensific acele observații care le făceam eu natura. Și atunci m-am rupt un pic de zgomotul societății, m-am rupt de oameni și m-am dus în sălbăticii, ca să am căutat locuri în care natura să fie cât mai apropiată de starea primordială, de la început, nemodificată. Și lângă ce animale erați acolo? Cu ce animale relaționați? Chiar cu sălbăticiuni, da. Cu urși, cu lupi? Urși, lupi, cocoși de munte, deci... Cum vă înțelegeați cu ei? Mult mai bine decât m-am înțeles cu oricare om odată în viața mea. Întâi să ai un moment de liniște cu tine însuși. Credeți-mă că cei mai mulți se tem de a rămâne singur cu ei însuși. Cei mai mulți dintre oameni, dacă le propui, du-te o săptămână și te retragi de... Eu am stat cu ani, retras, în sălbăticie. Da? A, da, cu ani. La poalele Ceahlăului am stat cu ani. Dacă înțelegi ceva de termenul... Și ce ați făcut acolo? Pur și simplu m-am căutat pe mine și am făcut observații, mi-am intensificat observațiile asupra naturii. Pentru că de mic cu asta mă ocup. De pe la 8 ani conștient să observ natura, căreia simțeam că îi fac parte din natură și căutam să văd legile ei. În primul rând mă căutam pe mine, căutam sensul vieții, căutam valorile adevărate în viață. Iar cei din jurul meu, fie că erau instituții, fie că erau persoane, unii inconștienți făceau, dar alții rău intenționați făceau, mă deviau de la adevăratele sensuri, cu scopul de a se folosi de noi. Cum? Păi, fie că este un stat, fie că este o instituție, fie că este o organizație, țelul ei este să angreneze oameni în mișcarea lor, folosindu-se de valorile lor, să-și facă scopurile lor, care nu întotdeauna sunt curate. Sistemul de învățământ, sistemul de sănătate, sistemul religios. Se includ la ceea ce am spus mai devreme. Toate au nevoie de oameni și mai ales de calitățile bune din oameni pentru ca să-și facă scopurile lor. Oamenii sunt ceva care, ca niște rotițe, care se schimbă, se schimbă și cu ani, dar se schimbă și cu calificări și cu toate lucrurile astea, prin care se împlinește menirea organizației. În natură totul e pur, de la lupta pentru supraviețuire, dusă fără trucuri, avantaje nedrepte și înșelătorii, până la felul în care animalele își găsesc perechea, spune Chirila. Am văzut acolo cum se alegeau cerbii, ca să-și facă haremul, ciurdele, ciutele. Acea confruntare, bătaie, care pare... Nu, acolo este forța naturii în selecție, pentru mine era o minunăție. Deci acolo este natura în forța ei de purificare, de selecție, de... este tot altceva decât conflictul prostesc, nebunesc al umanilor, locale sau regionale sau acum globale. Eu am avut niște gânduri atunci. Însă ar putea să-mi fac urmași copii fără de femeie. Bine, ca și o tânăr, ca așa, mă și gândeam în toate lucrurile, fac din lut, suflă asupra lui, sabă mie, sau înțelegi? Deci, ca un Dumnezeu, ca un zeu. Ca un creator, ca și un creator, altfel decât prin sexualitate. Dar din tâi și din tâi eu am vrut prunci. Prunci. Vi se părea impur sexul? Adică sau vi se părea mediocru? Mi se părea ceva inferior. S-ar fi putut procrea
Și astfel decât, bine, văzusem aspecte sexualității pervertite. Nu sexualitate de puritate maximă, eu n-am întâlnit. Am zis, eu n-am să fac copii din resturi. Și atunci am zis, eu, primul meu născut, înțeles, sau primul copil, o să fie pârga puterii mele, deci ceea ce pot da eu. Eu nu mă vlăguiesc. Orice produs al unei femele poartă însușiri a oricărui partener sexual, a mamei, cu preponderența primelor. Deci fata își păstrează fecioria și băiatul la fel. Nu că a zis popa, nu că a zis mama și tata, nu că interzis. Nu că îi se explică clar. Care copil n-ar vrea să vină în avântul unui act de creație, în care nu plăcerea și sexualitatea să fie ceea ce nebunește pe bărbați și pe femei? Și apare colateral, ca produs colateral, ca un accident, un prunc. Care ar vrea să aibă începutul intrării lui pământ în felul ăsta? Erau întrebări care mi le puneam. Și tot ca un rebel și-a gândit și cele două nunți cu cele două surori. Pe ambele le-a făcut în natură, distanțat și izolat de ochii și gura neobosită a lumii. Cununie, nuntă, căsătorie, fast și în casă iad. Din prima zi sau în timp se duce lucrurile astea și au folosit resurse mari. Gândește că pentru o nuntă se folosesc resurse și financiare și psihice și din nervi și de toate lucrurile. La căsătorie la fel, la cununie la fel. Uite cât de multe resurse acești tineri irosesc. Pentru că le vedeam irosite, pentru lucruri care real nu vor aduce ceva. Cununia este pentru biserică, căsătoria este pentru stat, pentru instituția asta, viețuirea, sau dacă ajunge la conviețuirea, este a noastră pe pământul ăsta, asta e partea noastră. Eu am fost interesat de conviețuirea noastră, ele au fost interesate de conviețuirea lor. În lumea pe care și-a făcut-o în jur, el deține controlul absolut. Fiii și fiicele ascultă tot ce spune tatăl lor și deschid gura doar atunci când fură cu coada ochiului încredințare de la acesta. Ștefan are 18 ani și de ceva timp a început să facă meditații transcendentale, atunci când prinde puțin liber de la munca de zi cu zi. Cu ce l-a ajuns pe tatăl tău? Cu mâncarea la animali, nu mai ajut la alte activități. Măi, uite ce a înțeles el ultimul an acum. Da. A fost mai aproape de mine în ultimul an. A înțeles că la o gospodărie așa de mare este nevoie de un om bun la toate. Să vadă unde e mai greu, să-ți pună umărul acolo. Deci el, anul ăsta n-a fost specializat pe ceva. Deci am spus, ceilalți au fost, doi au fost total numai cu albinele cu mine. Au fost câțiva care numai la oi. Ai putea să nu muncești? Adică să stai așa pur și simplu? Nu. De la ce vârstă muncești? Cum mai știu. De când te știi? Și câți ani ai acum? 18. Unde îți place ție cel mai mult să mergi așa? Ce ai vizitat? Păi am fost și la Brad și la Văineasa, dar la Văineasa e mai frumos oricum. De ce e mai frumos acolo? Ce-ți place acolo? Poate o să mergi nu prea... E mai liniște? Nu prea sunt oameni pe acolo, prea mult nu stricat. În sălbăticie sau atunci când se plimbă pe câmp, sub apusul soarelui, George Chirilă scrie versuri despre viața lui, altfel decât a noastră. Devin ceea ce copil fiind am vrut să-mi fie totul. M-am născut pe mine... Cel spre care năzuind priveam, când mă trezeam din somnul în care visam, să fie cineva, ce întreaga mea făptură să umple pe deplin, apoi să se reverse îmbelșugat și întregul spațiu să-l cuprindă, vindecând pustiul apărut, când ce etern noi am pierdut, umblând după năluci, ce pierd când împreună ne întoarcem spre începuturi. Deci copilul acela, în puritatea lui și în lucrurile astea, a născut adultul care este acum. Eu nu sunt mulțumit că nu i-am împlinit visurile lui complet. Eu sunt viitorul. Dacă nu am ucis pruncul de mine. Și dacă ar fi să aibă o întrebare pentru cei responsabili de soarta țării, aceea ar fi... Întrebarea mea este așa. De ce această populație, care este în continuă scădere numerică și degradare fizică și psihică, așezată într-o țară atât de mănoasă? Nu suntem în pustie. Trebuie să fim fugăriți în toată... Mă înțeleg, pe la care e război, are pustie asta, fuge săracul, că vrea și el trai. Da. Dar într-o țară de felul ăsta, care eu o cunosc de la munte la mare, din toate părțile care sunt, de ce populația care și așa e în scădere, încă trebuie să fugă în afară, să-și caute un fel de trai? Că noi am putea aici să hrănim, nu toată Europa, jumătate din glob.